Primarul comunei Bradu a ajuns în atenția anchetatorilor după ce mai mulți săteni au reclamat la poliție că l-au văzut pe edilul șef dând bani unor cetățeni pentru a-l vota la alegerile din iunie. Aseară, Florin Frățică a ajuns la poliția Pitești, unde a fost reținut pentru 24 de ore. De ce v-a făcut plângere penală? Pentru că e contracandidat. Se temea dumneavoastră? Se teme și acum. Acum 2-3 luni de zile, Florin a cinstit pe un film de-al lui cu niște bere. Și domnul Mocanu i-a făcut o fotografie și este acuzat că l-a mituit pentru vot. Astăzi primarul din Bradu a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Anchetatorii l-acuză de abuz în serviciu, șantaj și corupere alegătorilor. L-a oferit sume de bani, în speță sumă de 50 de lei, oferită celor doi martori audiați în cauză, în scopul de a fi votat la următoarele alegeri locale. Acești doi martori sunt și denunțători? Nu, n-au fost și denunțători. Plângerea penală a venit de la o altă persoană care a asistat la toată procedura. Florin Frățică este de 8 ani primar în comuna Bradu. Acum el candidează pentru al treilea mandat în localitate. Tot pentru a treia oară este și în fața anchetatorilor. Anul trecut a fost arestat mai multe luni într-un dosar pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii argeșeni îl cercetează și într-o cauză privind conflict de interese.